Unul dintre cele mai de succes proiecte de educație și voluntariat de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, administrat de Universitatea din București, sărbătorește un deceniu de existență. Coordonat de Asociația Drag de Hațeg, obiectivul de vizitare Casa Vulcanilor contribuie semnificativ la dezvoltarea turismului și educației în Țara Hațegului. În proiectul Casa Vulcanilor 10 ani, 10 lecții de nota 10 oferite de un proiect de mediu în comunitate, sărbătorim 10 ani de activitate alături de cei care au contribuit de-a lungul timpului la această inițiativă. Marcăm cei 10 ani de Casa Vulcanilor prin ateliere pentru elevii din școlile partenere, printr-o expoziție de fotografie cu tema Casa Vulcanilor 10 ani de nota 10, prin crearea unui nou program educațional dedicat adolescenților și adulților, prin ateliere ținute de voluntarii seniori pentru voluntarii cei tineri, iar în august ne vom bucura de a 6-a ediție a evenimentului Ziua Vulcanilor, care este o celebrare a descoperirilor geologice din Țara Hațegului. Vizitatorii care trec pragul Casei Vulcanilor sunt transportați într-o lume fascinantă, cu 70 de milioane de ani în urmă. În acea vreme, pe o insulă tropicală înconjurată de apele oceanului Tethys și populată de dinozauri pitici, erupțiile vulcanilor aruncau la suprafață lavă și bombe vulcanice. Povestea vulcanilor este o parte importantă a trecutului geologic unic al Țării Hațegului, iar tinerii voluntari ai geoparcului au ales să spună această poveste într-un mod care să atragă atenția și asupra prezentului și a unui viitor sustenabil. La realizarea Casei Vulcanilor din Densuș au contribuit 300 de voluntari, în majoritate tineri din Țara Hațegului, dornici să contribuie la atractivitatea zonei în care locuiesc.